Prieteni și tineri Colping, suntem în ultima seară la Sturcea și vrem să vă prezentăm ce am lucrat noi săptămâna aceasta. Aici de față se află foișorul la care voluntarii noștri au muncit cu drag și spor și iată ce au realizat. El a fost reconstruit de la bază și până la acoperiș, de la ciment până la gărdut. Totul a fost refăcut de prietenii noștri și iată ce a ieșit. Tudor, ai legătura. Motor! Mulțumesc, Cristina! Dragi prieteni, aici a fost o groapă de bălării. Noi am recondiționat-o și am dat-o copiilor ca să se joace. Acum dau legătura Sabinei. Motor! Mulțumesc, Tudor! Acum o să vă prezint castelul, care se afla într-o formă destul de degradată și nesigură. Am început cu scările pe care le-am refăcut și le-am și vopsit. Puntea este și ea refăcută. Gardul este mult mai sigur. Marea surpriză este însă puntea piraților, wow! De care copiii se pot bucura în siguranță, iar începând de astăzi, copiii din Sturcea se pot bucura de acest loc sigur și minunat. Motor. Ultima lucrare pe care am făcut-o este această cruce, găsită în paragină, lângă acel gard. Noi am finisat-o, am șmilgheruit-o, am vopsit-o și am instalat-o aici. Aleluia! Dragi tineri Colping, a fost o săptămână minunată, am lucrat împreună, am învățat să lucrăm împreună și am învățat că împreună putem să realizăm lucruri minunate. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat ca această tabără să fie posibilă și să ne vedem cu bine la tabăra următoare! Yeah!